Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Noi avem astăzi o sărbătoare mare, că e în cinstea unui Dumnezeu mare. Și Domnul ne-a răsfățat zilele acestea. Astăzi suntem aici la o zi de post și bucurie. Ieri am fost la St. George, la o zi de post, rugăciune și multă bucurie. Alaltă ieri am fost la Kamenka, la ucraineni. Frații, erau una a treia zi de post, fără să mănânce nimic, erau a treia zi, o adunare mare, o adunare plină și a fost multă rugăciune și multă bucurie. Tinerii aceștia cântă foarte frumos, cântă în limba română. Acolo cam ca cânta fiecare în limba lui. Ucrainește, rusește, românește. Erau prorocii date în limba rusă, în limba ucraineană, în limba română. Era și o delegație de la Craiova venit acolo. Și așa de mult m-am bucurat și vreau ca Domnul să mai toarne har aici. Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Cartea Matei, capitolul 14. Vom citi câteva versete începând cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de vanuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit, ei s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Am ales cuvântul acesta pentru astăzi. E un pasaj din care mie îmi place să predic și pentru dumneavoastră cei prezenți aici, așa, la finalul anului 2017, aș vrea să vă las o încurajare. Și versetul pe care l-am ales pentru ziua de astăzi este versetul 27, exclamația pe care o făcea însăși Mântuitorul zicând, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Frații mei, am constatat eu că în zilele acestea vrășmașul folosește ca armă cu care lovește pe credincioși descurajarea, care merge până la depresie, îngrijorările, teama, bănuielile rele, și astăzi o spus Duhul Sfânt că aici sunt persoane care au ajuns până acolo încât s-au gândit să-și pună capăt vieții. Avem de luptat cu duhuri de sinucidere, avem de luptat împotriva depresiei. Nu mai departe decât ieri a venit o tânără, o studentă iminentă aici la Cluj, care era terminată, domnule, care nu are rost să mai trăiască și multe probleme. Frate, ce să fac? De unde depresia asta? De ce teama asta? De ce atâtea duhuri ne atacă și ne descurajează? De ce atâta îngrijorare? În ziua de astăzi, eu am să repet de mai multe ori expresia pe care Domnul repeta acolo în mijlocul furtunii. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Amin? Să știi că în mijlocul furtunii Domnul este aici. În mijlocul valurilor, în mijlocul necazurilor, Dumnezeu este prezent în adunarea lui Dumnezeu. Și aș vrea ca astăzi să îndrăznim spre El. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Nu mi-am propus să vorbesc de îndrăzneala firească, o îndrăzneală care nu-i bună și care trebuie oprită. Știți, în Deuteronom 18 cu 20 spunea că dacă un proroc are îndrăzneala să vorbească de la el, ca și din partea lui Dumnezeu, prorocul a trebuit pedepsit. Eu aș vrea ca în ziua de astăzi, oamenii care sunt plini de fire să stea liniștiți. Și oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt să aibă îndrăzneală. Așa se dea Domnul prorocilor îndrăzneală sfântă, cântăreților îndrăzneală, dar să fie de la Duhul Sfânt. Amin? În Psalmul 31, versetul 18, spunea psalmistul să amuțească odată buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală și dispreț împotriva celui neprihănit. Acum eu mă întreb, că nu vă cunosc, parcă odată am mai fost la Betania sau de două ori am mai fost. Sunt acum în adunarea din Betania sau voi de unde sunteți veniți, are cineva îndrăzneală să vorbească un neprihănit de rău? Are cineva îndrăzneală să clevetească, să bârfească, să comenteze când cântă tineri, când predic eu, când prorocesc frață? Are cineva îndrăzneală asta să-l vorbească disprețuind pe cel neprihănit? Dacă sunt din aceștia aici, eu mă rog Domnul să oprească îndrăzneala asta. În Fapte, capitolul 19, versetul 13, era un preot, Sceva, avea 7 feciori. Dar doi dintre ei au plecat la o exorcizare. Era un demonizat, s-a dus la ei și i-a spus, în numele lui Iisus, care îl propovăduiește, Pavel, ieșiți afară. Și Duhul din om acela a spus, măi, eu pe Iisus îl știm, pe Pavel îl cunoaștem, dar voi cine sunteți? O pus mâna și o bătut pe amândoi. Asta nu e o îndrăzneală bună. În adunarea Domnului să fie o îndrăzneală de la Duhul Sfânt, amin? Și pentru asta mă rog să ne-o dea Domnul. S-au rugat înaintea mea ucenicii. În Fapte, capitolul 4, versetul 29 și 31, așa s-au rugat de tare, mai tare decât voi la Betania și voi v-ați rugat. Eu am plâns, n-am putut să mă rog azi. Am plâns și m-am rugat Domnul, măcar dă-mi voce. Ieri am predicat de 4 ori dacă, și nu mai am voce. Și fratele Vasile spunea, mă, dacă nu s-ar auzi vocea ta, ar fi bine să se audă vocea Domnului. Și rugați-vă să se audă vocea Domnului astăzi. V-ați rugat tare astăzi, mi-a plăcut. Dar cred că ăștia s-au rugat mai tare, că după ce s-au rugat, i s-au cutremurat locul unde erau adunați. Știți ce cereau ei de la Domnul? Doamne, dă-ne îndrăzneală să propovăduim cuvântul Tău. Aveți îndrăzneala aceasta? Să ne-o dea Domnul. Câți studenți nipocăiți sunt în Cluj? Știți? Nu știu, dar sunt, nu? Și voi le spuneți de Domnul? Toată ziua. Știți care era acuza ce se aducea lui Petru și Ioan? Noi v-am poruncit să nu mai vorbiți de numele ăsta și voi ați umplut Ierusalimul cu numele ăsta. Măi, umpleți Clujul din numele Domnului. Așa, prin tramvai, prin autobuz, prin tren, pe la facultate, pe unde sunteți voi, prin întreprindere, pe casa scărilor, umpleți Clujul din numele Domnului, amin? Să ne dea Domnul îndrăzneala asta, asta e bună. Nu intrăm în detalii cu amănunte, că avem. Numai îmi povestea un frate din diasporă, frate Dragoș, ce rușine am pățenut de mult. Dar ce ai pățenut, măi, frate? Măi, eu am lucrat 8 ani de zile cu un musulman, la o firmă. Ne-am împăcat bine, el cu legea lui, eu cu legea mea. Firma o dat faliment, că a venit criză. Eu m-am dus la altă firmă, el la altă firmă. Nu ne-am mai văzut 4 ani de zile. După 4 ani de zile ne-am întâlnit într-un magazin, ne-am salutat, ne-am îmbrățișat, am schimbat cuvinte de politețe, ce faci, cum lucrezi, unde ți-i familia. Și a venit vremea să ne despărțim. Și la despărțire musulmanul face așa, ei, și eu spus numele, eu nu-l spun, îi bate obrazul. Ăsta spune, dar ce s-a întâmplat, măi, așa mult serios. Auzi, am lucrat 8 ani de zile cu tine, eu sunt musulman. Nu mi-a spus niciodată de credință și de Hristos. Acum am 4 ani, lucrez cu altul, ăla mi-a umplut capul, m-a dus la adunare, am luat botezul și acum sunt frate cu tine. Dar hai spune-mi, în 8 ani de zile, de ce nu mi-a spus niciodată nimic? Voi de ce nu spuneți niciodată nimic? Sau voi? Sau eu?
Știți, nu mi-a dat mie asta, frate. Eu pot predica, dar la amvol. Pe tren nu mi se dă pe tren. Mie nu mi se dă la primărie să vorbesc. Nu mi se dă la dispensar când stau la rând. Mie numai la amvol mi se dă. Vă unde mi se dă îndrăzneala asta să predicați? Vreți să facem o rugăciune, să cerem de la Domnul îndrăzneala asta? Amin. Să propovăduim Evanghelia cu toată îndrăzneala. Amin? Timotei 3:13 spune, cine slujește bine ca diacon, capătă o mare îndrăzneală în credință. Și când vom face următoarea rugăciune, să o facem plin de credință. Și Doamne, dă-ne credința asta. Mai este o îndrăzneală, 2 Corinteni, parcă 10:2. Pavel spune, când vin la voi, n-aș vrea să apelez la îndrăzneala aceea. Despre ce îndrăzneală e vorba? Că de multe ori mie asta îmi lipsește. Îndrăzneala de a corecta unele greșeli, chiar în adunare. Măi, în multă slujire să strecoară greșeli. Dar cine are îndrăzneala să le corecteze? Eu spuneam cândva, din lucrarea de pastorație, cel mai greu acum și mai lehamete, știți cuvântul românesc, e să mai trag de mânică pe câte unul, câte una, ca să o corectez. Prefer să am învățături de atribute lui Dumnezeu, omnipotent, omniștient, omniprezent și multe altele, decât să spui, măi, nu-i bun ce faci, măi, nu-i bun. Dar oamenii lui Dumnezeu au corectat greșelile și pentru asta ne trebuie o îndrăzneală cu pertinență, cu bun simț, dar trebuie. Noi greșim de multe ori în predicare. A spus, greșim poate din neștiință. Dar asta trebuie corectat, trebuie să punem mâna pe Scriptură. Eu am predicat odată la cina Domnului, cum Domnul, ducându-și crucea, a căzut sub greul crucii și a venit Iosif din Arimatea și l-a ajutat și am explicat eu cum a căzut Domnul. Și a venit un frate tânăr la mine și m-a întrebat, frate dragul, dar tu de unde ai predicat azi? Măi, din Biblie, măi, eu la el. Pune mâna pe Scriptură. Frate, eu am pus, dar ce ai predicat matale, n-am găsit. N-am găsit în Biblie că Domnul a căzut sub cruce. Și eu de acasă și citește. Dar întâi m-am dus eu. Și atât am căutat și n-am găsit nici în ziua de azi. Știți, de multe ori noi le predicăm așa, până la urmă. Teologic vorbind, Domnul și-a dus crucea el, iar Simon l-a ajutat. Cu asta sunt de acord toți frații, că Biblia spune Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul căpățânii. Simon l-a ajutat. O pus și el acolo mâna că era prea grea, dar Domnul nu a abandonat crucea și Domnul nu a căzut sub cruce. El a dus crucea până la Golgota și a spus, măi, mă pocăiesc de asta. Sunt greșeli în predicare din neatenție. În loc să spun un nume, mi-am spus altul. Și de asta și aici trebuie să fim atenți. Dar sunt greșeli și erezii strecurate pe furiș, alea sunt mai periculoase. Vine un frate, predică 99% bine, frumos, bun de aplaudat. Dar strecoară așa o deslegare subtilă spre păcat și cine îl confruntă? Cine îi îndreaptă greșeala asta? La noi a venit un bătrân de la marginea și în termenul lui de bucovenean a întrebat la noi în adunare, fraților, într-o putină de lapte, cât gaiț trebuie să pui ca să-l strâți? Mult? Și frații au spus, numai o lingură dacă pui așa de motorină, nu mai bea nimeni de acolo. Într-o predică foarte bună, numai o erezie ai strecurat și diavolul și-a făcut treaba. Dar eu întreb, cine are curajul să corecteze? Să-i spui când vine o nuntă, că eu am ce am cu nunțele acum, nu? Când vine o nuntă și vine o mireasă, chiar nu-i înțeleg, goală așa, dar materialul acela în loc să-l pui aici, îl lasă în spate, îl târă în urmă. Și să-i spun, măi, fată, dar nu-i roche de pocăită, măi. Dar ce cauți cu asta tu la adunare? Sunt frați care mai au îndrăzneala asta? Eu cred că e o îndrăzneală bună asta. Și nu știu cât se roagă să le odea Domnul. Să-i spui la niște tine care cântă o cântare, să-i oprești, spui, măi, de unde e melodia asta? De unde e mesajul ăsta? Ce vreau să cânți? Explică-ne, de unde sunt ritmurile astea că noi suntem în biserică? Mai sunt oameni care au îndrăzneala asta? Măi, dacă e o îndrăzneală bună, ne-a rugat Domnul să ne o dea, amin? Și nu continui în direcția aceasta. Pavel spune, eu am îndrăzneala asta și mă rog Domnului în Cluj, în metropola asta mare, plină de pocăiți,
să dea Dumnezeu îndrăzneală la slujitori, să ții calea dreaptă, să corecteze cu dragoste greșelile și să mergem la mântuire. Amin? 1 Ioan 5:14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. O să mai facem rugăciuni, că azi e post rugăciune. În rugăciunea care o facem, frații mei, trebuie să fiți convinși de plin că dacă cerem după voia Lui, ne ascultă. Amin? Așa să credem. Aș vrea să facem o aplicație pe text acum. Am citit câteva versete și în primul rând aș vrea să vorbesc de, este acolo în Corinteni un subtitlu, greutățile slujbii. Eu vorbesc de furtună, eu vorbesc de valuri, eu vorbesc de oameni speriați, eu vorbesc de oameni disperați, că s-au năcăjit să ajungă la țărm și n-au reușit, că vântul era împotrivă. Ei bine, nu chiar ar trebui să ne speriem, frații mei. N-ar trebui chiar să ne temem. Frații noștri trec prin aceleași necazuri. În greutățile care le întâmpinăm, în greutățile slujbe sau în greutățile vieții, avem parte de neputinți trupești, de oboseli, de boli. Eu m-am gândit, apostolul Pavel învie un mort, domnule, Dumnezeu îl învie pe Utic prin mâinile lui, dar el e bolnav și fiind bolnav se roagă Domnului să iei țepușul și Domnul nu ia țepușul, harul meu ți este destul. Petrofin, 2 Timotei, capitolul 4, l-am lăsat bolnav la Milet, Eutih avea probleme, Timotei avea probleme și el de sănătate și pocăință se îmbolnăvește și ei. Se îmbolnăvește și păstori, și proroci, și cântărețe, dar nu trebuie să disperăm pentru asta. În Filipeni 2:27, vorbind de Epafrodit, spune că a fost bolnav și încă aproape de moarte. Auzi, prietenul lui Pavel, colaboratorul lui, bolnav și aproape de moarte. Deci boli, neputință, stări din astea de neputință trupească au avut și sfinți înaintea noastră. Noi nu trebuie să-i judecăm pentru asta, noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Știți care e greșeala noastră? Noi în loc să ne rugăm, noi începem să judecăm. V-am povestit eu o întâmplare, la noi era un frate, l-a chemat Domnul acasă, bun cunoscător de Scriptură. Eu când am fost la el în tinerețe, avea 20 de caiete, așa de groase, scrise de mână, intitulate Gânduri din Scriptură. Numai cugetări și gânduri frumoase. Acum când a murit, anul trecut, am întrebat un băiet, băi, mai are taic tu caietele celea să mi le dai? Că frate, nu caietele, are dulapurile celea, că toată viața el tot scris. Dar avea 14 băieți, și unul dintre ei, un puștan mic, s-a bătut cu altul. 14 ani, 15, 17, nu știu exact cât avea. Și eu m-am auzit că s-a bătut. Și l-am chemat la comitet și am chemat comitetul să-l punem deoparte, că la noi e mare severitate în adunare. Și înainte de a-l judeca, noi ne-am pus așa tot comitetul în cer croată, pe el l-am pus în boxa acuzaților și înainte de a vorbi eu, a vorbit el. Și a spus, fraților, în seara asta, pentru mine, vă rog să fiți așa ca preotul și levitul. Și eu am vrut să-l corectez, că bun a fost samaritean în pildă, nu preotul și levitul. Dar el mi-o ia înainte, spune, fraților, nu-i la îndemâna oricăruia să fie samaritean. Nu oricine își face timp pentru ăla bătut. Nu oricine se cheltuiește, dar are bănuț să dea la hangiu. Nu oricine e în braț un om bătut să se umple de sânge. Nu oricine are vin și un de lemn. Dacă nu puteți fi samariteni, fiți așa ca preotul și levitul. În noaptea asta treceți pe lângă durerea mea și nu mă mai bătești voi, că mă doare destul. Și a spus, fraților, facem o rugăciune de mulțumire și plecăm acasă. Când cineva are o problemă și familia lui în furtună, și are valuri de înfruntat și vânturi potrivnice, noi nu-l judecăm. Că se poate întâmpla oricui. Azi el, mâine pot fi eu, poi mâine poți fi tu, că-s greutățile vieții. Pot fi primejdii.
Pavel spunea, în fiecare zi suntem în primejde. Nu era Pavel omul lui Dumnezeu? De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori împroșcat cu pietre. De 3 ori s-o sfârma corabia cu mine. O zi și o noapte în adâncul mării. În primejde pe râuri, pe uscat, printre tâlhari, printre frați mincinoși. Nu era pocăit Pavel? Era mai pocăit ca noi, fraților. Dar astea-s greutățile vieții. Asta e furtuna care l-a încercat pe Pavel, mă încearcă pe mine, te încearcă pe tine. În anii mei de slujire am avut nopți când n-am dormit deloc, când a stat așa cu fruntea în mână și îmi spunea nevasta, dormă-i omule, și eu spuneam, culcă-te tu, că eu nu pot dormi. Și astea au trecut, că furtuna trece, că valurile se duc, că avem un mântuitor, dar trecem prin furtună, nu ne temem de asta. Nu ne pune în capăt vieță, vorba Duhului Sfânt de azi, nu disperăm, Dumnezeu să ne dea îndrăzneală, amin? Când predicam odată despre darul bărbătărilor, în Roman 12 este darul bărbătărilor, am întrebat într-o adunare, cine are darul bărbătărilor? Și un bărbat o ridica mâna, a stat de vorbă cu el. Aici la Cluj are cineva darul bărbătărilor? Și spuneam că până vine omul care are darul bărbătărilor, că ăsta-i dar, îmbărbătează de singur. Îi spunea Domnul Iosua, Iosua, fii tare, fii cu inimă, îmbărbătează-te, până aude păstorul, până vine comitetul, îmbărbătează-te singur, de ce tot ne temem, de ce tot descurajați, de ce tot depresiv, de ce tot stresați, de ce pesimiști, vreau să vă spun în ziua de azi, îndrăzniți, frață, îndrăznim la Dumnezeu, nu ne temem, amin, El este, slăvit să fie Domnul. În Isaia 63 era o întrebare, cine vine din Bosra, din Teman și cu hainele mânjite de sânge și calcă mândru în plinătatea lui? Iar în versetul 5 spunea, nu era nimeni cu mine, atunci brațul meu mi-a venit în ajutor. Frate, soră, ai acasă copii bolnavi, ai acasă necazuri, probleme, să-ți vină întâi în ajutor brațul tău, încurajează-te, gândește pozitiv și Doamne ajută-ne la asta. De greutățile slujbii, amintim și lipsurile materiale. Ne dă afară din servicii, am copii în școală, am de plătit gazdă, am de plătit, bărbatul nu lucrează, nevastă mea e bolnavă, aveți probleme din astea? Sunt greutățile vieții, e furtună acum, mâine va veni Domnul cu binecuvântarea. De aceea nu vă temeți. Pe finalul anului 2017 am un gând de încurajare. Îndrăzniți la Dumnezeu și nu vă temiți, amin? Doamne ajută-ne la aceasta. Uitându-ne în versetele pe care le-am citit, spuneam că ucenicii, un alt gând care îl împărtășesc cu dumneavoastră, erau în voia lui Dumnezeu. Domnul i-a silit ca să treacă dintr-o parte în alta și nu explicăm expresia aceasta. Că dacă vreți, Pavel spunea în Filipeni 1:23, sunt strâns din două părți. Două părți în ce privește locația. Eu am două case, fraților. Eu, proprietar, am două case. Am o casă în Bucovina și am o casă în cer la Dumnezeu. Eu stau în cer la strada aceea de aur. Când o să ajungeți acolo, acolo e casa mea. Unde e strada de aur, știi? Credeți asta? Predicam odată despre, din Efeseni 6, la noi a fost dat textul din Efeseni 6 cu armătura aceea duhovnicească. Și a venit unul și l-a prezentat pe Pavel un soldat de temei să-l vezi, teribil, cu coif, cu plată și cu scut, cu râmnă încălțat. Și a venit al doilea frate și a spus, ăsta care l-a prezentat fratele, al doilea frate, îl chema Efrem. În versetul 19, el spune că eu sunt Pavel, sunt legat în lanțuri, e bătut, e cicatrici, e flămând, e nedormit. Și spuneam eu, ca și cum ai face o poză, și când apeși pe click la aparat, îți dă două poze. Îți dă un soldat teribil și îți dă un om amărât. Voi cu care ați face poză? Întrebam eu odată pe cineva. Dacă ar fi să faci o poză lângă Pavel, pe care l-ai alege? Bun, dar Pavel spunea un lucru. Omul de afară legat, era în temeț, bătut și flămând. Dar omul din lăuntru era puternic, era liber. Și vorbeam de lanțurile care ne leagă omul de afară. Lanțurile statutului social. Am spus eu atunci în predica aceea, eu aș vrea să beau un ceai cu Vladimir Putin. Am să reușesc vreodată?
Să mă întrebi, Dragoș, vrei mai dulce, mai acru, cum mai pui un cub de zahăr? Niciodată. Păi eu sunt pensionar la CFRE și el are un imperiu, nu? Da, statutul meu social mă ține legat aici, cu statut de pensionar. În omul de afară, dar în omul din lăuntru, dacă știi voi cine sunt eu. La serviciu era în vremea comunistă și ocărât, prigonit. Odată am spus ceva de pocăință și maestru meu a spus, băi pocăință, du și mătura acolo, mătura în atelier și tai din gură. Și am luat mătura și fărașul și măturam chistoasele. Știi? Măturam chistoasele, ținând, dar eu mă gândeam în mintea mea. Voi vedeți în mine un măturător. Eu mă vedeți că dau cu mătura aici. Dacă aș ști voi cine sunt eu, eu sunt copil de Dumnezeu. Eu înceram o casă, am strâns de aur. Eu mătur atelierul vostru, dar pe mine mă așteaptă acolo strâns de aur. Ne mai temem? Mai avem descurajare? Depresie? Gânduri de sinucidere? Da, de unde? Domnul i-a silit pe ucenici să treacă dintr-o parte în alta. Două părți în ce privește locația, două părți în ce privește preocuparea, nu? Luca 10:42, Marto, Marto, de multe lucruri te îngrijorezi tu, dar Maria și-o ales partea cea bună. Voi care ați ales-o, Clujeni? Trebuie să îngrijim de familie, dar preocuparea noastră e pentru cer, pentru Domnul. Doamne, ajută-ne! Două părți în ce privește atitudinea, Fapte 17:34, totuși unii au trecut de partea lui Pavel. Unii îl băjocoreau, îl ironizau, dar unii au trecut de partea lui Pavel. Eu când predic acum, tu ești de partea Evangheliei sau de partea celor la care comentează? Hai să trecem în partea bună, amin? Ucenicii erau în voia Domnului și măcar că erau în voia Domnului s-o stârni furtună. Acum, în vreme de furtună, ne uităm la reacția ucenicilor, ca adesea e reacția noastră. Ei erau oameni și noi suntem oameni. Și prima reacție a ucenicilor a fost frica. Ucenicii s-au speriat și au țipat de frică. Când treci prin furtună, poate să apară frica. Eu de asta sunt la Cluj, ca să vă spun, nu vă temeți. De asta am venit. Ca să vă spun acum, aveți necazuri, aveți probleme, o venit peste voi cumva un duc de frică ce o să se întâmple azi sau mâine sau voi mâine, eu am venit aici să vă spun, îndrăzniți, nu vă temeți, îi Domnul aici, amin? Poate să apară frica, mi-aduc aminte în cetatea Dotan, o ieșit afară Elisei cu slujitorul său și când o da să ies afară o oastea sirienilor, i-o înconjurat. Și slujitorul lui Elisei a zis, vai părinte, suntem încercuiți. Și Elisei știi și-a spus, stai liniștit măi, aia care-s cu noi sunt mai mulți decât brășmașii noștri. Doamne, deschide ochii la slujitorul meu. Și s-a întâmplat o minute, Domnul a deschis ochii și a exclamat omul ăsta, a văzut munții lui Israel, cară de foc, nu știu cum, eu n-am văzut, a văzut cai de foc și a spus, cai lui Israel și călărimea lui. O cântare veche spunea, o cântau părinții mei, în jurul tău, fără să vezi, sunt mii și mii de îngeri, dar tu nici când să nu cedezi, dușmanul vei învinge. Amin? Ne mai temem? E nefurtuna, se duce, nu-i veșnic furtună. Vin valurile să duc, bate vântul să oprește. Eu sunt aici ca să vă spun, îndrăznit, nu vă temeți. Că-i Domnul aici, amin? Poate să apară confuzia. De multe ori în încercare, în furtună, nici nu mai știi ce să crezi. S-au uitat ucenicii și li se părea că e o nălucă. Știți că atunci când apar probleme, spui, frate, nu mai știu ce să cred. Am avut lucrări și așa, am avut lucrări și așa. Scrie în Biblie așa, uite că nu se întâmplă nimica și apare confuzia. Eu mă gândeam la doi ucenici care mergeau spre Emaus, vorbeau cu aprindere, așa, vorbeau tare, și un străin vine alături de ei, ascultă, mă, ce cu vorbele astea la voi? Tu ești singurul străin cu glas trist, nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus de Nazaret, proroc puternic în fapte și în vorbe, noi credeam, dar a murit, l-a îngropat. Și acum să vezi ce aveau ucenicii ăștia în mintea lor. Bancă niște femei de-a noastre,
au fost la mormânt și spun că ar fi avut o vedenie, că el nu-i mor, că trăiește. Mă, ce confuzie aveau oamenii ăștia în cap. Nu mai știu ce să creadă. Și le spune Domnul, nepricepuți cu inima, zăbamnici, când e vorba să credeți tot ce au spus Scripturile. În furtună poate să apară confuzia. Să nu mai știi de unde vii, să nu te mai știi unde să duci. Îmi povestea un frate că avea un necaz și l-a trimis nevasta după un braț de lemne. Du-te mai să adu un braț de lemne. El s-a dus, a luat un braț de lemne, bun predicator, bun recitator, slujitor bun, și cu brațul de lemne s-a dus în grajd și stă așa în fața vacii, că era la țară. Spune, dar ce-am dus eu lemnele astea la vacă? S-au dus înapoi în casă. În furtună apare confuzie, nu mai știi ce să faci. Dar eu sunt aici ca să vă spun un lucru, îndrăzniți, nu vă temeți, că Domnul e aici, amin? Poate să apară descurajarea, o foame teribilă în Samaria. O tăiat și o mânca copiii. Nu-i frumos de predicat, nici nu predic. Dar vine un proroc și spune, mâine, la ceasul al nouălea sau cât, se va vinde floare de făină la poarta cetății. Și unul din suita împăratului a spus, dacă ar face Dumnezeu așa ferestre în cer, și nu se poate. Știi ce spune prorocul? Ai să vezi, dar tu n-ai să mănânci când ai crezut. S-a vândut a doua zi floare de făină la poarta cetății? Dar de unde făină? Are Dumnezeu făină. Are Dumnezeu și pentru noi. Pentru noi sunt comori neîncepute, oameni buni, nu vă temeți. Îndrăzniți la Dumnezeu, că El este. Poporul era doi împărați, s-au unit trei zile, n-au băut apă. Și-au spus, Domnul, ne dăm mâna lor și n-avem apă. Și-au venit un proroc și-au spus, sepați groapă lângă groapă, că nu va fi nici ploaie, nici vânt, nici tunet, dar veți bea apă. Acum nu știu, face Dumnezeu ferestre în cer, face gropi în pământ, dar le-a dat apă. Și Domnul va da ție și apă și pâine și o crotire. Are îngeri care te păzesc. Eu nu știu ce vine, câte o frate, câte o soră, frnate, ce să fac? Zic, nu știu, măi, dar eu știu că Domnul știe ce să facă. Și apoi după ce trece, necazul să-l vezi așa de bucuros, eu sunt aici ca să vă spun, îndrăzniți, nu vă temeți, că-i Domnul, amin? Astea sunt atitudinile noastre, dar hai să vorbim de atitudinea corectă care ar trebui să fie și un singur cuvânt spun, îndrăzneala. O îndrăzneală, atenție, o remarcă, o îndrăzneală bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu. Ucenicii îl cunoșteau pe Domnul, îi cunoșteau și timbru, voce, dacă vreți, și îmbrăcămintea și alura lui, și când s-o uita mai bine, au spus, este Domnul. Noi nu plecăm din îndrăzneala firească de care minteam. Eu am îndrăzneală bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu. Mă gândeam la Gedeon, un băiat, a spus, măi, iresponsabil, a venit maniatiță cât de frunză și iarbă, a impresionat Israelul. Și Gedeon a ales 300 de băieți din sat și a spus, mergem să ne bătem cu madianiță. Și i-a înarmat, le-a dat lumânări și ulcele, le-a dat câte un vas de pământ și câte o lumânare. Și a spus, ce facem, Gedeon? Cum? La război, cu astea înainte. E iresponsabil Gedeon? N-are minte Gedeon? De unde îndrăzneala asta la Gedeon? Vă spun eu de unde. Gedeon s-a întâlnit mai înainte cu Domnul. Gedeon a stat de vorbă cu Domnul. Gedeon a spus, Doamne, hai fă să fie lână udă și tătare uscată. Și așa a fost. Nu te supăra pe mine. Hai să fie lână uscată și are udă. Odată te mai rog. Și așa a fost. Și Gedeon a spus, eu merg în numele Domnului. Când o să mergem noaptea acolo, spărgem ulcioarele și strigăm, sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Gedeon avea îndrăzneală bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu. Să ne-o dea Domnul și nouă, amin? Altă furtună. 14 zile oamenii n-au văzut nici soare, nici lună, nici stele, n-au mâncat nimic, n-au pus nimic în gură și n-au dormit. Stăteau aruncați cu fața la pământ în fundul corăbii, aștepta numai să răstoarne corabia să moară. Și după 14 zile, Pavel se ridică în picioare și spune, fraților, fiți cu voie bună. Ce cu Pavel? Ce cu Pavel?
Ăștia te străgeau să moară, pierduse orice nădejde de viață. Și Pavel spune, fiți cu voi bună, bancă începe să mănânce, ia o pâine, mulțumește, o frânge, mănâncă, le-o dă. Dar Pavel spune, oameni buni, un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc eu, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus, Pavel, nici o feră de vieță omenești nu va fi. Deci Pavel avea cunoașterea lui Dumnezeu. Pavel vorbea bazat pe ceva. Pavel avea îndrăzneală, dar pe cunoașterea lui Dumnezeu. Mă rog azi Domnul să le dea un duc de descoperire în cunoașterea lui. Amin? Îndrăzneală la porunca Domnului. Dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Și Domnul îi spune, hai vină la mine. Și atunci o sări Petru din corabie, numai când îți spune Domnul. Vorbim de Muntele Carmel. Spuneam eu odată așa un spectacol pe care noi îl citim într-un minut din Sfânta Scriptură. Și îl vedem acolo, 850 de proroci, de o parte, îl vedem pe Ilie în partea asta lantă, vedem Israel în vârful muntelui, îl vedem pe Ahab prezidând așa întâlnirea și începe activitatea. Se face un altar, se taie un bou, se pune pe altar și încep prorocii lui Baal. De dimineață până la amiază, la amiază până după amiază, încep să aiurească, scos săbile, fac tăituri. Așa, așa au fost acolo. Acolo nu a fost într-un minut cum predicăm noi. Așa atâta vreme a durat, de dimineață până seara. În vremea când se aducea jertfa de seară, Ilie adresa altarul Domnului. L-a ridicat, o pus juncul acolo, o turnat apa și a făcut o rugăciune. Doamne, fă să cunoască tot poporul că Tu ești Dumnezeu, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta, după cuvântul Tău. Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să facă așa. Noi avem îndrăzneală dacă ne poruncește Domnul. Amin? Hai să vă spun o poruncă. În Fapte 17:30 scrie așa, că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, spuneți voi, să se pocăiască. E poruncă Domnului. Ai îndrăzneala să te ridici în picioare? Ai ceva ce te țântuiește de scaun? Ceva care spune, frate, m-aș ridica, dar nu pot. Dar de ce n-ai îndrăzneală? Că asta e îndrăzneală de la Domnul. E o îndrăzneală sfântă ca să te ridici să spui, frate, eu mă pocăiesc. Dar noi predica odată fratele Virgil Neagu, ce subiect de predică a ales el. Spontaneitatea Duhului Sfânt. Spunea, fraților, Duhul Sfânt lucrează când vrea El, n-are șabloane. Duhul Sfânt lucrează cum vrea El. Dar Virgil e foarte meticulos, e foarte ordonat, așa, ca un soldat. Dacă îl deranjează, se supără. Dacă nu-i liniște în adunare, el se supără. Eu știu adunare în care a închis Biblia și a plecat, că nu era ascultat. Și pe când predica el, era la noi în adunare, se ridică un bărbat, spune, stai așa, și se opri predicatorul. Oameni buni, eu mă pocăiesc eu. Omul ăsta, eu știu când era cu pielea goală, cu toporul în mână. Omul ăsta când s-a pocăit nevasta lui și copiii, le-a pus o treabă ca să moară tăți. Și nu a murit niciunul. Și omul ăsta s-a ridicat în picioare și a spus, eu mă pocăiesc. Frate, Virgin a început o rămasă, după aia s-a bucurat. Nu a început bine predica, să ridic un băiat înalt de acolo. Stați așa, și eu mă pocăiesc. Și-mi spunea Virgil după aceea, băi, eram deranjat. Dar ăsta era subiectul predicii, că Duhul Sfânt lucrează când vrea El. Și până o termina fratele Virgil predica, s-a hotărât și ea să suflete. Dar nu te toate, tot așa să-l deranjeze. Tot pe rând, câte unul, câte unul, o rămas în adunare, sunt pocăiți tătă, noi în adunare. Acum eu spun, Domnul a dat o poruncă, să se pocăiască toți oamenii și ții să da porunca asta. Nu ai vrea să mă deranjez acum în predica mea? Și se ridice în picioare și spune, eu mă pocăiesc, Doamne ajută, dă-ne îndrăzneala asta. Îndrăzneală, cunoscând pe Domnul, îndrăzneală la porunca Domnului și îndrăzneală manifestată cu promptitudine. Măi, când îți spune Domnul, atunci fă. Dacă ești tu, poruncesc să vin la tine, vin la mine. Și pa, Petru a sărit. Știți de ce unii nu se vindecă de boli?
că le spune Domnul, acum cred, și ei nu coboară din barcă, ei stau în barcă cu boala lângă dânsul. Ei stau cu copilul bolnav, ei stau cu bărbatul ăla nătărău, care nu înțelege niciodată. Ei stă cu femeia aia neascultătoare și răzvrătită. Ei stau în barcă și Domnul spune, stai mă și vină la mine. Domnul te așteaptă așa cu mâinile întinse, dar tu n-ai credință să cobori din barcă. Frate, nu vom face isprăb dacă stăm în barca obișnuințelor și a comodității noastre. Domnul i-a spus, Petru, sari din barcă. Și Petru a sărit, tot atunci a sărit din barcă. Nu mai spus, măi, dar nu mai ești mult până la țărm. Nici nu a căutat apa să vadă de caldă sau rece. I-a spus, Domnul, el a sărit și a început să meargă. Asta e credință. Asta e îndrăzneala aia la porunca Domnului. Am un prieten păstor și proroc. Și-mi povestea el cu mulți ani înainte, eram tineri amândoi, era la o rugăciune pentru cei bolnavi. Și Duhul Sfânt a venit peste el și îi spune, întindeți mâinile că vreau să vindec. El în loc să-și întindă mâinile și-a deschis ochii. Fratele Azoicăi Pintilii, fratele Todrice Botaru, fratele toți păstori vechi, toți proroci. Și el a spus, măi, să nu, și nu întind mâinile. Când s-a terminat rugăciunea, fratele Toadrice Botaru îi spune, în timpul rugăciunii a venit Duhul Sfânt peste un tânăr poruncindu-se să-și pună mâinile, că Domnul voia să facă o vindecare și el nu a făcut-o. Și se îndreaptă, genul, de ce nu ți-ai întins mâinile? Dar sunteți dumneavoastră aici, măi, de la scăldătoare nu merge cu dumneavoastră. Când coboară îngerul și tulbură apa, cel din tâi care se aruncă va fi vindecat. Care e cel din tâi care o să fie vindecat la Cluj îndată? Care e cel din tâi? Doamne, dă-ne credința, spun frață, da? Dă-ne îndrăzneala asta. Matei 11 cu 12 spune, din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum împărăția lui Dumnezeu să ia nevală. Și cine dă nevală? Pune mână, când Proverbii 19 cu 15 spune, lenea cufundă pe oameni în somn adânc și sufletul molatic va suferi de foame. Nu fiți molatici, măi clujenilor. Nu fiți moi. Nu fiți așa, numai să trăiți pe pământ. Azi sunt aici ca să vă spun îndrăzniți. Domnul e aici prezent, amin? Dacă v-aș putea eu da eu un dram de îndrăzneală de aia sfântă, de aia de la Duhul Sfânt, să plecați acum cu frunțele sus, ridicați privirea din pământ, numai în Luca 13 era o femeie gârbovă, diavolul o ține legat, așa. Și a venit Domnul și a dislegat-o. Hai să ne îndreptăm spinarea asta încovoiată. Hai să ridicăm fruntea sus. Spunea fratele Gabriel, când te întorci, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Vreți să vă uitați undeva în sus, acolo de unde ne vine izbăvirea? Doamne, dă-ne îndrăzneala asta, amin? Marcu 10 cu 46. Trecea Domnul prin Ierihon, un năcăjit, colbăit sta acolo, era orb. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și ăștia spunea, taci! Dar el striga și mai tare. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și Domnul se oprește, că să știi că Domnul azi se oprește în dreptul multora. Să strigați, da? Odată la o rugăciune pentru bolnavi am predicat din cucerirea Ierihonului, că le spunea Iosua, tăcem, înconjurăm, dar tăcem! Înconjurăm încă o dată, dar tăcem! Dar a venit ziua șeptea și a spus, acum strigați tare! Știi, am o fată bolnavă, să nu se audă, frate Dragoș. Îi fată, să nu iese vorbe. Știi, bărbatul meu, am dubii asupra lui. Măi, să nu se audă, frate Dragoș, te rog. Uite, eu am patima asta, am pofta, dar vezi, frate, înconjurăm Ierihonul și tăcem. Dar azi, fratele, va să ne dă voie să strigăm, da? O să facem îndată o rugăciune și așa de tare strigăm că o să cadă zidurile Ierihonului și poporul Domnului o să aibă biruință, amin? Și până la urmă, versetul 49-50, hai îndrăznește, că te cheamă. Îndată orbă și-o aruncat haina și-o plecat la Domnul și Domnul l-a vindecat. Asta înseamnă o îndrăzneală manifestată cu promptitudine. Isaia, Ieremia, 46-17, acolo strigă. Împăratul Egiptului, Faraon, îi o lăsa să treacă vremea potrivită.
Tu ai o clipă potrivită, fratele meu. Ai un fior al cercetării Duhului Sfânt. Ai o infuzie de credință care ți-o dă Dumnezeu. Atunci crede tare, atunci strigă tare, atunci vine Domnul să te vindece, amin? Atunci sai din barca neputințe tale și du-te spre Domnul, că Domnul te așteaptă în ziua de azi, amin? La îndrăzneala asta, închei predica. Avem noi îndrăzneala noastră, noi începem lucrurile, așa le-a dat noul, începem, dar desăvârșirea la Domnul. Că și Petru a sărit, nu știu cât o mers are, un metru, doi, 100 de metri, o fi mers 100 de metri. Nu știu, dacă nu spune Biblia, tac și eu. Dar știu că o mers și la un moment dat a început să afunde. Doamne, scapă-mă! Știi ce a făcut Domnul? L-a prins din mână, măi, puțin credinciose, nu l-a lăsat acolo să se nece. Noi îndrăznim, când îi pune Domnul să îndrăznim, se scrie Biblia, dar desăvârșirea vine de la Domnul. Mie îmi place acolo relatarea din Fapte, capitolul 3. Petru și Ioan la Poarta Frumoasă, Petru îi spune, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos de Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-a întărit tălpile. Când s-a oprit Petru în dreptul lui, ăla era paralizat, sta grămadă. Când s-a declarat Petru că n-are aur, ăla era acolo. Când i-a spus în numele lui Iisus, scoală-te, ăla era tot paralizat. Când l-a apucat de mână, tot paralizat. Când l-a ridicat așa în sus, tot paralizat. Asta e îndrăzneala lui Petru. Petru a început, dar Biblia spune că îndată, adică imediat i s-a întărit tălpile. Noi începem să ne rugăm. Și când începem să ne rugăm, imediat vine vindecarea. Amin? Închei predica. Mi-aduc aminte, am un frate, e prieten bun la Voitinel, conducătorul de acolo, Ionică Rusu. Și el ne spunea nouă odată, măi frate, eu n-am predici lungi și nu sunt mare predicator. Dar predicam odată la o mormântare și așa mi s-a dat un har și așa veneau cuvintele, dar mi s-a luat vocea. Și nu mai putem predica. Dar o bătrân din fața mea a zis că ai vorbit destul, oprește-te. Mă opresc eu din predicare. Doresc ca Domnul prin Duhul Sfânt să ne dea îndrăzneală. Că s-a oprit furtuna, au intrat toți în corabie și o constatare au avut toți. I s-a închinat și a spus, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos e aici în adunare. Eu plec la Bucovina. Mâine avem noi noapte de veghe. Voi rămâneți aici, dar rămâneți cu încurajarea asta. Îndrăzniți, nu vă temeți. Amin.